Din 20 iulie, românii pot investi în titlurile de stat tezaur cu maturități de 1 și 3 ani, cu dobânzi anuale de 6,30 respectiv 7,20%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi cumpărate între 20 iulie și 17 august online numai de către persoanele fizice, care sunt înregistrate în spațiul privat virtual, pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezorăriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezorăriei Statului selectată, subscriere titluri de stat tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, accesați Ghid Tezaur Online și Tezaur Online. De asemenea, titlurile de stat mai pot fi cumpărate între 20 iulie și 18 august de la sediul unităților Trezorăriei Statului, între 20 iulie și 17 august în mediul urban și 20 iulie și 16 august în mediul rural, prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate, doar în perioada de subscriere prin depunerea unei cereri. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate la secțiunea datorie publică www.poșta-română.ro.